În prima zi a vizitei sale în Statele Unite, Marcel Ciolacu a vizitat memorialul Holocaustului din Washington. Premierul a aprins o candelă și a semnat în cartea de onoare a muzeului. Da, practic astăzi programul său este ceva mai încărcat. Șeful executivului are o serie de întrevederi cu înalți oficiali americani, întâlniri care au fost de altfel și motivul scandalului, cum am văzut, și ai Organizației Națiunilor Unite, de altfel. Mai multe informații însă aflăm de la trimisul special Digi24, colega noastră Emma Stoica. Te urmărim, Emma. Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește astăzi cu șeful diplomației americane. Vorbim de Antony Blinken. Este poate cea mai importantă întâlnire diplomatică din această vizită pe care o desfășoară Marcel Ciolacu aici în Statele Unite ale Americii. Însă acesta ar fi vrut poate mai mult, pentru că inițial pe programul pe care și-l doreau să-l desfășoare cei de la guvern aici în Statele Unite ale Americii, exista și o întâlnire între Marcel Ciolacu și vicepreședintele Statelor Unite ale Americii. Însă Kamala Harris a plecat la summitul ONU organizat la Dubai pentru schimbările climatice, acolo unde știm că este și președintele României, și au rămas celelalte vizite pe care le-a programat guvernul pentru premier. Și mai sunt astăzi întâlniri importante, pentru că pe lângă Marcel Ciolacu aici în Statele Unite ale Americii au ajuns și miniștri precum cel al apărării, dar și ministrul economiei. Astăzi vor fi întâlniri atât cu secretarul apărării, cât și secretarul energiei din Statele Unite ale Americii, întâlniri importante, mai ales dacă vorbim din punct de vedere economic, iar mâine urmează să fie mai multe discuții pe care le poartă Marcel Ciolacu cu cei din zona de apărare, din industria de apărare, iar pe seară va pleca în New York, acolo unde are mai multe întâlniri programate, întâlniri și discuții cu reprezentanții Națiunilor Unite, inclusiv cu secretarul general al ONU. După aceea, Marcel Ciolacu se va întoarce în țară. Un turneu important al premierului Ciolacu în Statele Unite ale Americii, mai ales că, iată, este primul șef de guvern român care merge acolo în ultimii 7 ani, cel puțin.